Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip. În videoclipul de astăzi voi utiliza motopompa de la OMAC, modelul MP6500 de 2 țoli, la irigat livada de pomi fructiferi pe care o dețin, printr-o instalație de picurare. Da, ați auzit bine, aici este motopompa. Motopompă pe care ați putut-o observa sau ați putut vedea mai multe detalii despre aceasta în videoclipul meu precedent de pe YouTube, în care am făcut unboxing-ul acestui produs, prezentarea tuturor detaliilor acestei pompe și, bineînțeles, am adăugat ulei și benzină în rezervor. Iar în videoclipul de astăzi vă voi arăta cât de bine funcționează și cât de mulțumit sunt eu de această motopompă. Neașteptat de bine, pentru că înainte să filmez acest videoclip, eu am testat pe larg această motopompă pentru a putea să vă ofer exact detaliile din timpul utilizării. Puteți observa că această motopompă este racordată la această fântână pe care am forat-o, fântână din tuburi de beton. Apa este la o adâncime de 2 metri de la sol, 2,5 metri aproximativ, și am o cantitate de apă de 6,5 tuburi. Interiorul tuburilor este de 80 de centimetri. Cu această motopompă pe care am racordat-o la fântână și la livada de pomi fructiferi, puteți observa cât de departe este această motopompă. Vă spun eu, la aproximativ 280 de metri, se poate observa și diferența de nivel de la motopompă până la acea livadă, care, dacă acum o să măresc, puteți vedea cât de departe este. Și da, este și în pantă, se poate observa, iar distanța de la motopompă până la livadă este de 280 de metri liniari. Ea în momentul de față va absorbi apă de la o adâncime de 8 metri. Am redus atât absorția cât și ieșirea de la 2 țoli la 40 de milimetri pentru a mă putea racorda cu țeavă PHD cu o presiune maximă de 6 bari. Am introdus această coloană pe toată lungimea parcelei, pe centrul parcelei. Și o să vedeți în acest videoclip cum această motopompă de doar 2 țoli poate face față la acea livadă. Vom porni această motopompă. Vreau să vă spun că pornește foarte ușor. Până în momentul de față am irigat livada de câteva ori bune. Am un program de irigat săptămânal, miercurea și sâmbăta. Irig câte o oră pe seară, aproximativ 4,5 tone de apă. În momentul de față vă voi arăta cum se pornește această motopompă de la OMAC, modelul MP6500, un motor în 4 timp de 6,5 cai putere. În primul rând trebuie să comutăm acest comutator roșu pe ON. Acum veniți pe partea aceasta cu demarorul pentru a vedea și pașii următori. Este necesar să ne asigurăm că tot timpul robinetul de benzină este deschis la pornire. Vom închide șocul, vom accelera motopompa și vom acționa de demaror până când motorul a pornit. După ce motorul a pornit, vom deschide șocul pentru ca motorul să funcționeze în parametrii normali. Foarte important, trebuie să ne asigurăm de fiecare dată că nu avem pierderi de apă pentru a nu pierde presiune pe coloană, pentru că la o așa distanță de 280 de metri pierderea apei este foarte importantă, tocmai de aceea avem nevoie de o presiune constantă.
asta este coloana de 40 de milimetri, țeavă PHD, ce vine de la motopompă. Motopompa este lângă casă, mai exact aici unde măresc în momentul de față. Mai avem de mers până la livadă. Pe această coloană mai am și un robinet cu care ud această viță de vie plantată în luna martie. Ajungem și la livada de pomi fructiferi. Livada de pomi fructiferi compusă din 6 rânduri de pomi, cu o lungime totală a rândurilor de 120 de metri liniari. Puteți vedea și dumneavoastră diferența de nivel de la motopompă și distanța de peste 280 de metri până la ultimul pom din această livadă. Nici eu nu am crezut prima oară că această motopompă va face față. Cam în această manieră funcționează motopompa. La fiecare pom în parte am câte un picurător. Menționez că motopompa nu face față la cele 6 rânduri din livadă. Ud progresiv, adică în prima fază 30 de minute ud 3 rânduri din livada de pomi fructiferi. Iar după ce am terminat de irigat cele 3 rânduri 30 de minute, opresc aceste rânduri pentru că la fiecare rând în parte am câte un robinet și dau drumul la celelalte 3 rânduri încă 30 de minute. În aproximativ o oră de utilizare continuă a motopompei la accelerație maximă și la această distanță de la motopompă până la livadă, într-o oră de utilizare din fântână scot aproximativ 4,5 tone de apă. Acest lucru îl fac de două ori pe săptămână, miercurea și sâmbătă, pentru că așa am stabilit un program de irigat săptămânal pentru fiecare pom în parte. Am ajuns și la ultimii pomi din livadă. Se poate observa că apa ajunge până la ei. Bineînțeles, pe 3 rânduri ale livezii. Se poate vedea probabil și în videoclip distanța mare între ultimul pom din livadă și motopompa. O lungime de peste
280 de metri, 286 de metri măsurat cu o roată de măsurat. Este exact distanța între motopompă și ultimul pom din livad. Trebuie să ținem cont că această motopompă se află la o diferență de nivel foarte mare. Împinge apa tocmai în acest deal, la acești pom, bineînțeles, prin picurare. Nu mă așteptam să fie atât de puternică și să funcționeze atât de bine pentru nevoile pe care eu le am. Zic eu că își face treaba foarte bine, sunt mulțumit. Bine, este acum foarte ușor să irig această livadă cu ajutorul motopompei de la OMAC, modelul MP6500 de 2 țoli. Trebuie doar să alimentez, să pornesc motopompa și uitați cât de frumos este irigată livada de 2 ori pe săptămână, cu aproximativ 4,5 tone de apă de fiecare dată. Aceasta este și livada de pomi fructiferi pe care eu o dețin, diferite soiuri de pomi fructiferi. Cu copaci de un an, chiar și de 2 ani de la plantare. Am finalizat și în seara aceasta de udat livada de pomi fructifer pe care o dețin, cele 6 rânduri de pomi, a câte 120 de metri liniari lungime. Sunt foarte mulțumit de această motopompă, nu mă așteptam să funcționeze atât de bine pe această lungime pe care se poate observa și în videoclip, de 280 de metri liniari, o motopompă puternică de 6,5 cai putere cu o pompă atașată de 2 țoli.
la care eu m-am redus cu un furtun de PHD, o țeavă de PHD de 40 de mm. În seara aceasta, fiind sâmbătă, am finalizat din nou de irigat cu circa 4,5 tone de apă, 4500 de litri de apă mai exact. Motopompa de la Omac va rămâne foarte mult timp aici lângă fântână. Pentru acest scop a fost și cumpărată, pentru a iriga livada de pomi fructiferi. O să vă arăt și într-un alt videoclip, pentru că pe această coloană pe care am introdus-o până la livada de pomi fructiferi, pentru că pe această coloană care duce până la livada de pomi fructiferi, din 14 în 14 metri, am atașat și robineți la care mă atașez cu aspersoare pentru a uda și această parcelă de porumb. Lângă faptul că cu această motopompă ud livada de pomi fructiferi, chiar și porumbul pe care îl vedeți în momentul de față, pe viitor intenționez să fac și un sistem de picurare la vița de vie pe care ați putut-o observa. Ea este plantată în luna martie și acolo dețin mai multe videoclipuri despre cum am plantat și am pregătit terenul pentru plantare. Acesta a fost și videoclipul de astăzi, videoclip în care v-am arătat cum se face prima pornire a acestei motopompe de la Omac, modelul MP6500 de 6,5 cai putere. V-am arătat în acest videoclip scopul pe care eu am cumpărat această motopompă, mai exact pentru a extrage apă din această fântână și a iriga livada de pomi fructiferi prin picurare cu picurător la fiecare pom în parte. V-am arătat acest lucru pe parcursul videoclipului. Mai aveți pe canalul meu diferite videoclipuri atât despre motopompă cât și despre livadă. Foarte multe activități din livadă le găsiți pe canalul de YouTube. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri. Iar până data viitoare, pentru a fi la curent cu cele mai noi activități din gospodăria mea și cele mai noi unelte, abonați-vă la canalul meu. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută!